Știrea potrivit căreia Oana Bulai, consilier județean al PSD, și-a dat demisia din Consiliul Județean Neamț încă de săptămâna trecută s-a confirmat în ședința ordinară din 31 octombrie. De altfel, absența acesteia a fost anunțată încă de la începutul ședinței de către președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. La ședință absentează doamna Monica Anton de la Partidul Național Liberal, doamna Banu Gabriela de la Partidul Național Liberal, domnul Stoica Doru de la Partidul Național Liberal și de la PSD domnul Mulariu Vasile, care este în spitala Târgu Mureș, și doamna Oana Bulai, dar a demisionat din Consiliul Județean. În concluzie, astea sunt absențele. Ordinea de zi a ședinței ordinare din 31 octombrie a fost suplimentată cu 9 proiecte de hotărâre, printre care s-a aflat și cel legat de vacantarea postului consilierei județene, romașcana Oana Bulai, precum și cel de validare a unui nou consilier județean, social-democratul Viorel Marian, membru al organizației PSD Târgu Neamț. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu încă 9 proiecte de hotărâre, după cum urmează. Proiectul 1. Încetarea de drept a mandatului unui consilier județean. Punctul 2. Validarea unui mandat de consilier județean. Punctul 3. Modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 140/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. Punctul 4. Aprobarea organigramei și statului de funcții ale complexului muzeal județean Neamț. Punctul 5. Completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 22/2016 privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Județean Neamț participă sau pe care le organizează în 2016. Aprobarea unui acord la punctul 6 de asociere în vederea organizării unui eveniment de interes județean. La punctul 7. Stabilirea unor taxe și tarife din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț. La punctul 8. Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului regional Startup Activator. Și la punctul 9. Acordarea unui ajutor financiar comunei Tripei, județul Neamț. Președintele Consiliului Județean a supus aprobării consilierilor județeni proiectul privind încetarea mandatului consilierei PSD Oana Bulai și cel de validare a social-democratului Viorel Marian din organizația PSD Târgu Neamț. La primul punct al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului unui consilier județean. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de analizare la acest proiect. Aviz la ordine. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă, se abține cineva? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 2 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean. Invit membrii Comisiei de Validare să procedeze la verificarea legalității alegerii domnului Viorel Marian. Pentru această operațiune luăm o pauză de 5 minute. După verificarea documentelor din dosarul consilierului Viorel Marian, președintele Comisiei de Validare Neculai Pușcaș a dat citire procesului verbal prin care s-a constatat legalitatea alegerii supleantului de pe lista PSD, propunându-se plenului validarea mandatului târgnemțeanului Viorel Marian. Proces verbal încheiat astăzi, 31 octombrie 2016, în ședința Comisiei de Validare a Consiliului Județean Neamț. Astăzi, 31 octombrie 2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Județean Neamț prin hotărârea numărul 135 din 4 iulie 2016 a examinat în conformitate cu prevederile articolului 89-90, corroborate cu prevederile articolului 31 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, cu modificări și completări ulterioare, legalitatea alegerii unui consilier județean. Comisia constată că au fost respectate dispoziții legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului Consiliului Județean a domnului Viorel Marian. În urma alegerilor locale din vara acestui an, în Consiliul Județean au fost aleși 34 de consilieri, din care din Roman și zonă au intrat în Legislativul Județean 7 consilieri, respectiv Dumitru Acatrinei de la PNL, Oana Gianina Bulai de la PSD, Eduard Corduneanu, PSD, Florin Grumezescu, PSD, Mihaela Isciuc, PNL, Dan Manoliu, PSD și Pelepco Lucian, PNL. Prin demisia Oanei Bulai, Romanul a pierdut un mandat câștigat de Târgu Neamț.
Surse din presa nemțeană dau ca motiv al demisiei Ioanei Bulai încadrarea acesteia pe postul de consilier personal al președintelui Ionel Arsene, ca urmare a altei demisii din această funcție, respectiv aceea a Emilie Arcan, care trebuie să se ocupe de campanie electorală. Fosta președintă a Consiliului Județean pe finalul ciclului electoral anterior se află pe primul loc pe lista PSD pentru Senatul României, cu șanse maxime de a ocupa această poziție.